Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Astăzi a venit de la Cluj un doctor genial, un neurolog care și-a pus știința și toată priceperea în folosul oamenilor ce suferă de epilepsie. Un stigmat pe viața acestor oameni despre care încă se mai crede că sunt blestemați, posedați sau contagioși. Doctorul Bogdan Florea a înființat prima rețea de telemedicină în epilepsie și are toată credința și evidența că viața acestor oameni poate fi mai bună în România. Domnul doctor neurolog a venit astăzi să alunge teama, neputința și disperarea și să aducă speranța, încrederea și certitudinea. Bun venit, domnule doctor! E așa sau nu e așa? Mulțumesc pentru cuvintele acestea frumoase. Mă onorează, dar pun și o responsabilitate mare pe umerii mei. Ar fi ușor să fie atât de simplu de modificat lucrul ăsta. Ați avut dreptate. Sunt eu mai exaltat așa de obicei, da. Pentru că atunci când vin oameni care fac lucruri pentru români și care nu abandonează țara și care se implică sufletește și trupește, nu, pentru poporul ăsta, atunci tot respectul și toată onoarea pentru ei. Mulțumesc. Nu sunt singur, în primul rând, nu sunt singur. E o echipă de oameni inimoși care au înțeles utilitatea acestor eforturi în favoarea persoanelor cu epilepsie. Din păcate, istoric vorbind, epilepsia vine cu un rucsac, cu o stigmă socială, cu o etichetă de legătură cu problemele psihice și sunt oameni de pe vremea Inchiziției care au fost arși pe rug în fața bisericii că au avut impertinența de a prezenta o criză de epilepsie în biserică și cumva aceste temeri și stigma apasă nedrept pe umerii lor și nu doar a persoanelor cu epilepsie, ci și a membrilor familiilor și apropiaților. Epilepsia nu înseamnă doar niște crize. Vine cu un pachet mai greu, mai complex de frică, în primul rând, a acestor persoane și frica cea mai mare, culmea, nu este că se lovesc sau se poate întâmpla ceva medical, ci să nu afle lumea. Ce va spune lumea? Asta este întrebarea care apasă permanent. Ce o să zică lumea dacă eu fac o criză în public? Da, întrebarea care a tăiat aripile la zeci de generații. Ce va spune lumea? Mecanismele de declanșare a crizelor epileptice le avem cu toții. Într-un creier viu cu sânge cald, ele există permanent. Oricare deci din la noi orice vârstă. Nu are nicio legătură cu pregătirea, cu educația sau cu vârsta. Dar are legătură cu starea în care te afli? Știu dacă ești într-o stare de stres mai accentuat, dacă pierzi nopți? Da, nesomnul este un mare declanșator de crize. Sunt forme genetice, să spun, cu o încărcătură genetică moștenită. Multe din ele sunt, din formele de epilepsie, sunt achiziționate în timpul vieții, secundare a ceva. Dobândite, cumva. Dobândite. Așa. Ce e important de știut sunt... Epilepsia nu e un singur tip de epilepsie. Da, este o boală, este un sindrom. Ce este până la urmă, domnule? Epilepsia este o afecțiune a creierului care permite apariția unor crize din când în când. O criză unică de pierderea stării de conștiință, aceea spectaculoasă, pe care o vedem, știu, pe mediile virtuale, este cea mai cunoscută, dar nu e cea mai des întâlnită. Epilepsia generalizată cu crize tonico-clonice, culmea, e cea mai rară. Există aproximativ 40 de tipuri de epilepsie, unele mai discrete clinic, altele nu vezi nimic, sunt doar electric în creier, altele în timpul somnului, altele parțiale și, cum spuneam, cele mai rare sunt tonico-clonice generalizate. Teribil! De ce ați ales să faceți neurologie și să deveniți, iată, specialist epileptolog, nu? Dacă se poate spune chiar și așa. Există această specialitate în Europa, din păcate în România încă nu. Sunt un neurolog, sunt medic neurolog cu, să spun, o aplicare mai îndeaproape pe problema asta. De ce? De ce ați ales așa? Am avut poate privilegiul în educația mea să întâlnesc niște oameni pasionați și foarte pricepuți pe acest domeniu, chiar în studenție, în facultatea de medicină, în vacanța de vară, ești obligat să faci 3 săptămâni de practică de vară și cumva în anul 4 spre 5 am ajuns în nordul Italiei într-o clinică de neurologie și am petrecut mult timp în laboratorul de neurofiziologie. Practic, un asistent, Paolo Azzi, m-a învățat primele proceduri de înregistrare de electroencefalografie și atunci a fost primul contact, să spun, cu epilepsia. Domnule doctor, ați ajuns acolo și de acolo s-a creat ceva, s-a creat un declic, poate mai puternic decât cel de la 7 ani, nu?
când v-a fost frică de doctor? Da, poate că decizia de a urma medicina la vârsta aceea, 17-18 ani, a avut un semn premonitor, o frică pe care am trăit-o în spital la 7 ani. Copil fiind, am căzut, mi-am rănit un pic genunchiul, mi-am văzut rotula, practic s-a tăiat un pic pielea, nu era mare provocare medicală, m-am speriat pentru că am văzut sânge și osul alb acolo și tata m-a dus la UPU, în Suceava, unde am copilărit, și acolo a venit o asistentă grasă cu mustață care a început să mă certe de ce plâng. Și ați plâns și mai tare? Acum știu că în seringă probabil era sero antitetanic și pe mine a fost o discuție simplă, două fire de sutură, o palmă la fund și du-te acasă, că nu ai ce face. Dar cumva am rămas... Marcat. Doamne, ce trebuie să fac să nu mai ajung la oamenii ăștia vreodată și să pot să mă tratez poate singur pe mine și pe cei pe care îi iubesc alături de mine. Și cred că asta a contat la decizia de la 18 ani, când... am gândit la medicină, nu erau foarte multe variante, să spun, dar medicină, și mă bucur că a fost o alegere bună și dură de a face școala de medicină în Cluj. Câți ani spuneați că aveați când ați ajuns 7. În Italia? În Italia atunci. În Italia 22, cred. Obligativitatea unui stagiu practic de 3 săptămâni, practic... toți studenții la medicină trebuie să facă această practică. Am scris la 20 de la universități, nici n-am fost așa de orientat, trebuia să scriu la clinici. Am scris 20 de scrisori în Italia și am primit 20 de răspunsuri. 19 negative și unul pozitiv. Atunci am învățat că să dai bună ziua nu e obligatoriu, dar să răspunzi la bună ziua este absolut obligatoriu. Adică am spus bună ziua, sunt Bogdan Florea, sunt student în Cluj și doresc să fac practica de vară în clinica de neurologie sau ortopedie, cochetam atunci și cu ortopedia. Și am primit 19 răspunsuri negative, dintre care unele cu o singură propoziție. Bogdan, nu te putem ajuta în problema dumitale. Mult noroc în continuare. Dar din cele 20, unul a fost pozitiv și în Modena și am fost practic acceptat pentru stagiul acela practic. În Modena, unde m-am dus cu tirul. Pentru ați ajuns cu tirul? Da, era greu cu vize, era greu cu transportul și, evident, student fiind, erai mai amărât cu bani. Nu aveai acea, o libertate de mișcare. 3 nopți și 2 zile a durat drumul. Și tata ce a zis când v-a auzit? Că uite, tata, eu vreau să plec în Italia cu tirul, că vreau să învăț acolo. M-a încurajat, să spun, și a fost o experiență nemaipomenită. Comunicarea nu era așa de facilă cu telefoane mobile și cu... Da. Și am ajuns în Italia, a fost o conjunctură din asta simpatică. Am ajuns în 13 august, țin minte toată viața. M-am întâlnit... chiar cu profesorul, căruia îi scrisesem grație unei colege de la limbi străine, am scris în italiană. Și omul credea că sunt fluent în italiană, pentru că scrisorile, corespondența toată a fost în italiană, dar am apucat pe tir să citesc ghidul de conversație, să mă descurc, să mă depanez cumva în italiană. Da. L-am întâlnit chiar pe profesor, care pleca a doua zi. Deci am ajuns marți după masă spre seară, m-a luat de mână și m-a lăsat secundului său, să spun, doctoresa Merelli, care m-a integrat în un colectiv de neurofiziologie. Acolo am văzut prima dată EEG, epilepsie, explorări funcționale, să spun. Câți ani au trecut de atunci, domnule doctor? 96. Mulți. Mulți, pentru că de atunci încoace, asta este preocuparea dumneavoastră, în special. Da, apoi am întâlnit multe persoane cu epilepsie și... Aveți prieteni? Aveți și în familie cumva? Am prieteni apropiați. Așa. Cu epilepsie, oameni absolut minunați, oameni remarcabili, care au făcut lucruri în viață demne de orice... Ei au fost și obiecte de studiu pentru dumneavoastră, cumva. Fără pentru că să vrut... vreau. Exact, da, fără ați vrut să aflați mai mult. Studiul nu neapărat medical, ci mai ales emoțional. Emoțional și a ceea ce trăiesc acești oameni. O nedreptate. Adică frica aceasta de a face o criză în public, de când pleci de acasă până vii acasă, că ce va spune lumea, frica de a nu avea un loc de muncă sau să-l pierzi imediat. Bun, sunt lucruri la care riscul trebuie evitat, cum e permisul de conducere, doamne, sau permis de portarmă, de acord, dar să-ți fie teamă că pierzi un loc de muncă în condițiile în care ai un coeficient de inteligență minunat și ești capabil de realizări remarcabile, mi se pare nedrept. Persoanele din anturajul acestor pacienți, familii, prieteni, cei care știu, sunt și ei încărcați de emoția asta. Și nimeni nu vorbește nimic despre... Deci cumva cercul ăsta nu se rupe. Exact. Comunitatea persoanelor cu epilepsie
care sunt oameni educați de cele mai multe ori, vorbesc sotto voce între ei, se feresc să expună treaba asta. Noi, societate, nu contează că medici sau societatea largă, evită acest subiect, nu? Că e voodoo, energii negative, probleme psihiatrice. Și atunci nu reușim să rezolvăm o problemă care, de fapt, e ermetică. În continuare, mulți cred, exact, că este o problemă spirituală, e o problemă de energie, de ăsta e posedat. Ce se întâmplă? Nu știu, vreau să vă întreb dacă ați vorbit chiar cu rude, cu aparținători, cu părinții, știți că, na, se întâmplă, care spun că inclusiv au fost la preot să facă tot felul de citiri, de slujbe, să elibereze... Exact ce spuneam, din 1600, exact, acest exact. Obicei încă vine, da, se perpetuează. Da, e bun și preotul, fără discuție, că este foarte bun, dar factorii declanșatori sunt studiați și sunt în literatură de specialitate. Care ar fi acești practic factori? Este o debalansare între simne, sper să nu virez prea medical, practic sunt două fenomene fundamentale în creier, excitația și inhibiția. De fiecare dată, după excitație vine și o inhibiție, avem două pedale, accelerație și frână. Dacă excitația depășește cu mult inhibiția într-un anumit focar, se declanșează o criză. Sau excitația normală și scade inhibiția. La fel, efectul e același. Debalansarea între cele două mecanisme duce la apariția unor crize electrice care, în funcție de zona din creier în care se întâmplă, are anumite semne și simptome. Mecanismele de declanșare a crizelor epileptice le avem cu toții în creier. Nu e unul mai vitregit, să spun, și altul mai... Nu, poate unii mai norocoși că nu se manifestă aceste lucruri. Oricare din noi, oricând, în anumite condiții de declanșare, de factori declanșatori și provocatori, putem oricând prezenta aceste crize. Epilepsia nu înseamnă o criză. Înseamnă minim două crize separate în timp. Ca și diagnostic, provocat. Spuneți. Da. Adică diagnosticul nu de epilepsie, diagnosticat decât în momentul în care sunt două crize neprovocate. Da. Eu pun greu diagnostic de epilepsie, vă mărturisesc, adică trebuie să mă convingi mult dacă e epilepsie. De ce? Pentru că după ce pui eticheta de epilepsie, e foarte greu să o dezlipești și să dai jos rucsacul acela de care vorbeam. Copiii sunt, practic, cel mai vulnerabil la anumite perioade. Există niște vârfuri în evoluția lor, dar studiile recente ne arată că pe măsură ce timpul trece, prevalența rămâne constantă, adică spre 80 de ani, din cauze secundare, accidente vasculare, traumatisme. De asemenea, nu sunt protejați vârstnicii. Deci curba aceasta se păstrează oarecum la același nivel. Ce e important de știut? Diagnosticul nu trebuie ascuns. Cu cât intervii mai repede, cu cât dai diagnosticul mai corect pe forma respectivă de epilepsie și alegi medicamentul cel mai potrivit formei respective, cu atât șansa de vindecare sau de control e mai mare. Doar o treime din epilepsie este refractară la tratament. Peste tot în lume, nu doar în România. Două treimi din epilepsie sunt vindecabile sau controlate medicamentos. Deci faptul că ascund sub preș diagnosticul, nu fac. Sunt trei faze, am observat și în cabinet și am vorbit cu colegi de-ai mei medici. Prima fază e faza de negare. Nu e adevărat, copilul meu nu are epilepsie, e o cădere de calciu sau ceva, nu se poate, da. E o greșeală, da. Sigur e altceva. Deci faza de negare, părinții sau tinerii nu acceptă sau înghid diagnosticul, dar nu îl digeră. A doua fază e faza de căutare. Dr. Google, da. Și acolo neșansa este că ai acces la informații foarte pestrițe, foarte necontrolate, în care o doamnă din Constanța recomandă unui domn din Baia Mare cum să schimbe tratamentul la copil și domnul asta face. Teribil. Da. Și trece un an, trec un an jumate, doi și apoi abia părinții acceptă diagnosticul și sunt în căutarea soluțiilor. Măi, unde e cel mai bun doctor în... Întreabă asta, unde e aparatul, unde e medicamentul. Asta v-ați dorit noastră, ca cumva oamenii ăștia să nu mai facă sute de kilometri până ajung la un centru important, nu că este un oraș mare sau un centru universitar, și v-ați dorit să faceți o rețea de telemedicină în epilepsie. Și v-a reușit. De câtă vreme? Da, practic, observația empirică a fost următoarea. Oamenii au tendința să meargă în centrele mari, București, Cluj, Iași, Timișoara, pentru că aici iarăși ne învârtim în cerc. Un medic dintr-un centru universitar are șansa de a vedea mulți pacienți. Că și experiența e mai mare. Experiența clar. E mai mare. Într-un oraș mic, medicul neurolog din orașul mic vede mai puțin pacienți. Deci fără discuții că
experiența de viață e în avantajul. Și poate să și greșească. Și clar, în plus greșești. Dacă și din cei puțini pacienți din orașul mic, ei vin către centrele universitare, șansa medicului tânăr din orașul mic de a se profesionaliza, de a îi crește expertiza, îi scade dramatic. În plus, oamenii fac sute de kilometri. Deci, ce face orice părinte când își vede copilul într-o criză tonică? Le ia în brațe, fuga cu el în, în București, în Iași, în Timișoara. În... Dar epilepsia nu este numai în aceste orașe. În nordul Maramureșului până în sudul Banatului, peste tot. Și la ce v-ați gândit? Cum ați ajuns să faceți această rețea? Sunt lucruri care pot fi rezolvate local. Adică în fiecare oraș mare, de 100.000 de locuitori, ar trebui să existe un centru de epilepsie și monitorizare EEG care să rezolve lucrurile simple. Adică pentru o epilepsie de tip absență, la un copil nu-i obligatoriu să vii în București sau în Cluj. Hai să fim serioși. Un medic destoinic, o echipă medic cu asistent pregătiți, educați, pot rezolva acolo. Doar ce e dificil, doar ce depășește gradul lor de competență, să fie drenat către centrele specializate sau ultra-specializate. Să ne înțelegem, noi avem locuri în România care se lucrează impecabil. București e unul din ele. Adică avem clar locuri, spitale publice în care se lucrează exact ca afară. Problema este că oamenii din toată țara nu pot toți, nu-și permit toți să vină în București și în Cluj. Absolut. Că e greu. Adică să-ți iei copilul în brațe cu sacoșa, cu autobuzul și cu trenul, e o provocare. Nu toți își permit să... Și atunci încarcă foarte mult sistemul deja încărcat în centrele universitare. Gândul nostru înseamnă câțiva oameni care au fost un nucleu și al cluburilor Lions. Există un club de serviciu, Club Lions, în toată România, care au îmbrățișat proiectul ăsta și au înțeles utilitatea în favoarea pacienților și a familiilor lor. Practic, ce se întâmplă? Am cumpărat niște aparate video EEG. Am strâns bani întâi pentru aceste aparate, le-am cumpărat și au fost oferite prin contract de cesiune, nu au fost împroprietăriți medici ăștia, în diverse orașe din țară, s-au acordat șansa de a folosi, de a administra aceste aparate și s-au înființat centre de epilepsie și monitorizare EEG în 7 orașe. Nu doar asta, deci partea de echipamente nu rezolvă tot. Am văzut echipamente de 2 milioane de euro care stăteau, zăceau într-o cutie. Medicii și asistenții care au primit această șansă sunt obligați prin contract să vină la curs. Deci medicul vine o dată pe an, de 3 ani consecutiv, și asistenții tehnicieni care lucrează în aparatele acelea vin de 2 ori pe an, 3 ani consecutiv. Altfel pierd echipamentul. Dar sunteți mulțumit? Pentru că ați avut ideea asta, ați implementat-o, ea funcționează, e ce trebuie? Oamenii ce spun? Poate, exact. E un proiect la care nota finală vine de la pacienți și familiile lor. Nu neapărat de la comunitatea medicală sau, să spun, mediul academic, pentru că de la cel suferind. Da. Eu cred că ajută, eu cred că e util. Pentru să ai acasă la tine sau aproape de casa ta, să ai șansa de a avea un diagnostic rapid, corect și complet și monitorizarea în timp, pentru că aceste persoane, după ce sunt diagnosticate, încep un tratament. Da. La 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni trebuie verificate anumite condiții, practic se fac niște EEG repetate pe care e bine să le faci acasă la tine sau aproape de casa ta. În funcție de cum arată aceste EEG-uri și de jurnalul de crize se ajustează dozele de medicament. Că, practic e un dans, un an jumate până când se calibrează exact tratamentul pe forma respectivă, trebuie să ții un pic mai aproape legătura cu medicul și cu un centru de epilepsie. Da, am fost contestați, da, am fost ridiculizați, telemedicină, că e unul Florea care vrea să trateze la televizor și nu, telemedicina nu înlocuiește actul medical. Ăsta e un mesaj pe care vreau să-l dau. Telemedicina doar face viața mai bună, salvează timpul și face viața mai bună unor oameni și da, face poate viața mai bună și unor medici care își pot organiza mai bine viața. Local se pot rezolva niște lucruri, ce depășește un anumit prag, poate fi îndrumat către centre universitare în care, experiența. De exemplu, dacă pacientul se află în Focșani, pe cine accesează? Ignorând Dr. Google, da? Deci să nu se arunce la Dr. Google. Din păcate, în Focșani, iată un exemplu, nu este un centru de epilepsie. Cel mai apropiat, da. Poate fi Bacău, așa. Aproape, da? Fără să sară direct într-un centru universitar. Fugă în tren, haideți la București sau haideți în zona de sau Suceava. Deci există Suceava, Bacău, Sibiu, Cluj, Oradea, Timișoara, Craiova. Iată, avem și harta cu rețeaua de telemedicină. Domnule doctor, dar vreau să vă întreb. Există anumite momente când se apropie criza
și putem identifica că voi avea, adică simt pur și simplu că, sigur, în următoarele 5 minute, 10 minute, intru într-o criză. Pot să intuiesc asta ca în anumite și forme pacient? De epilepsie există așa. Ceea ce se cheamă aura. Sunt semne și simptome cu câteva secunde sau chiar minute înainte în care pacienții au învățat deja că urmează o criză. Nu toate aurele se transformă în crize. Deci pacienții descriu o căldură, o greață, amorțel, furnicături, tulburări de vedere, tulburări de auz și știu că există șansa să se provoace o criză. Uneori scapă fără criză, alteori urmează criză. Sunt oameni mai norocoși din punct de vedere al semiologiei, da, că își anunță criza și au timp să se protejeze, să așează imediat pe un scaun, pe un fotoliu sau chiar jos, să nu se lovească. Din picioare, să nu alții, se în anumite alte forme de epilepsie, nu simt nimic și vine practic criza ca un trăsnet și cu pierderea stării de conștiință și deci nu convulsie. Mai știi nimic după nimic. Aceea. Când îți revii, nu-ți mai aduce aminte nimic de ce ți s-a întâmplat, prin ce ai trecut? În timpul crizei, criza durează puțin, 2 minute. 1 minut jumate, 2 minute. Asta este criza propriu-zisă. Oful este de confuzia după criză, în care mecanismele de revenire durează 10, 15, 30 de minute. În timpul unei crize, persoana nu simte absolut nimic. Și nu doar că nu simte, dar nimic din informațiile din mediul exterior nu ajunge pe cortex. Și asta e dovedit prin potențial evocat, adică nu că îi se pare. Pentru că descărcările electrice din creier sunt atât de puternice încât ocupă toată activitatea. Nu simte. Domnule doctor, dacă în moment ce vorbesc cu dumneavoastră acum, inima mea are o criză tahicardică, paroxistică, exact, cum mi se mai întâmplă în timpul emisiunii, când știu sigur că ritmul inimii mele poate ajunge la 200-250 de bătăi, eu o pot controla. Este la fel, tot o criză paroxistică. Cumva se întâmplă și în creier același lucru. Știu că e complicat. Știu. Eu o pot controla, o pot ține sub control, pentru că este foarte scurtă, zic. Dacă are 10 secunde, 15 secunde, mă pot ține bine de scaun și o pot controla. E adevărat că dacă durează mai mult, deja e posibil să intru în colaps. E o legătură între creier și inimă cu aceste crize, descărcări electrice? Ce întrebare faină puneți. Eu cunosc oamenii după întrebări, nu după răspunsuri. Până la un anumit punct, au un trunchi comun aceste două scenarii. Oful nostru pe creier este dat de sinapse, adică cortexul este structura care învelește creierul. Și de acolo și obiceiul ăla, că ne folosim, vezi, dragă Doamne, numai 3% din creier sau 5%. Nu e adevărat. Dar noi cu cortexul simțim, iubim, vibrăm, mirosim, gustăm și integrăm toate aceste informații. Restul structurilor aduc informații către cortex sau duc informații dinspre cortex spre periferie. Necazul este că în cortex, bucuria de fapt, este că neuronii sunt în stare să facă foarte multe sinapse, ceea ce dă și inteligența unui om. Conexiunile. Conexiunile între neuroni se cheamă sinapse. Cu cât ai mai multe sinapse, cu atât ești mai isteț și găsești soluții. Așa îl învăț și pe fiul meu. Foarte. Sinapsele se fac greu, să știți. Adică da. Și matematica face multe sinapse. Multe. Face 4 ore de matematică, generează o sinapsă. Wow. Dar aceste sinapse, deci un neuron cortical este în stare să facă mii de sinapse cu vecinii lui. Parte din ele excitatorii, parte inhibitorii. Când un petec din acest cortex declanșează aberant niște impulsuri, ce se întâmplă în crizele de epilepsie, invită în criză și neuronii vecini și pe cei vecini și se risipește acest efort pe suprafețe tot mai mari. E ca la cămin, când unul face chef, dă muzica tare și invită și pe ceilalți, la nivel de milisecunde, să participe în criză și atunci un focar epileptic poate să generalizeze pe jumătate de creier sau pe întregul creier și abia atunci se pierde starea de conștiință și urmează convulsiile tonico-clonice generalizate. Dacă se autolimitează, crizele sunt doar parțiale. Mm-hmm. Adică cumva circuităria creierului pune niște hotare și se întâmplă doar într-un petec. Și atunci sunt doar semne locale. Da. Pacienții simt, uneori își explică, alteori nu. Dar dacă se generalizează, se afectează, așa se pierde starea de conștiință. Când pe întregul creier sunt ca în orchestra în care toată lumea cântă aceeași note, nu mai este muzică, dacă toată lumea dacă nu ar fi diferențe, cum e starea de veche. Dar toate astea care se întâmplă, trebuie să noi să le conștientizăm, să primim informația, să o înțelegem și să nu ne temem. Pentru că exact așa cum spuneați, toți avem potențialul. Da. La un moment dat, nu se știe niciodată la ce vârstă, nu? Sau exact. În ce context, exact. Să apară o criză. Să nu te sperii.
fără discuții. Ar fi bine să știm ce să facem și mai ales ce să nu facem când vedem pe cineva într-o criză de epilepsie. M-a întrebat fiul meu de 13 ani când m-a întrebat cu cine mai faci interviu. I-am spus vine un doctor de la Cluj și o să vorbim din punctul ăsta de vedere al ceea ce se întâmplă în creier când e o criză de epilepsie. Nu știa el mare lucru, dar m-a întrebat eu ce aș putea să fac dacă o cunoștință, un prieten, un coleg face o criză de epilepsie. Criza odată începută nu poate fi oprită. Deci dacă dumneavoastră găsiți un mecanism sau o baghetă magică să opriți o criză odată începută, deci, luați premiul Nobel pentru medicină. Sunt unii care cred că pot, nu? Deci poveștile acelea sunt cu înțepatul acului și cu sunt absolut pe lângă subiect, pentru că o criză începută trebuie să se epuizeze și toate medicamentele pe care le avem până în acest moment sunt de prevenție a apariției unei noi crize, dar nu de oprire a unei crize. O criză epileptică nu poate fi oprită. În timpul acestui minut jumate, două minute, important e unul, să nu se lovească, deci imediat se îndepărtează ochelarii, cureaua, cămașa, cravata și se protejează cât mai mult, să nu se lovească, evident, în timpul convulsiilor tonico-clonice este riscul de rănire, să nu se nece și sub nicio formă să nu-l lași să plece până nu ești convins că este cu totul inserat în realitate. Au fost cazuri faimoase când omul și-a revenit din criză, a trecut strada și a suferit un accident pentru că era confuz. Tăhui de cap pe era confuz și nu știa pe ce lume se află. Deci nu pleci de lângă o persoană cu epilepsie după o criză până nu știe exact să răspundă la întrebările simple de doveditoare că e inserat sau chem imediat pe cineva. Nu se poate opri o criză, sub nicio formă nu se bagă degetul în gură pentru că rămâi fără el, au fost cazuri de forța desfășurată motor într-o criză este atât de mare că poți secționa... Paroxistică, ce să mai e, exact. Deci e nenatural de puternic, depășește orice limită și persoanele cu epilepsie știu asta după febra musculară de a doua zi. Serios? Da. Febra musculară, luxații, întorse, fracturi generate. Un prieten care a făcut în avion în timp ce dormea și din cauza centurii de siguranță în avion, practic și-a generat singur în timpul unei crize hernie de disc lombară. L-a scos cu targa, l-a scos din avion. În cauza că a avut o criză în timpul somnului. Da. Știm puțin, ne e frică, nu vorbim, deci undeva nu facem bine. Să vorbiți, să ne spuneți, să înțelegem, să aflăm, să știm și să nu ne mai ferim, să nu ne mai fie atât jenă și teamă că exact dacă un copil suferă. Știu că de multe ori este îndepărtat din colectivul clasei. Știu că luați-vă copilul și duceți-l. Deranjează clasa, da. Deranjează clasa. Este un punct nevralgic aici. Eu cred că îți cunoști poporul după cum își educă copiii și își îngrijește bunicii. Asta spune totul despre un neam, despre un popor. Exact aici mi se pare că noi suntem slăbănogi și umblăm după cai verzi pe pereți, dar asta ar trebui făcut. Dacă mă întrebați pe mine ce aș face, dacă aș avea timp, educație în școli și în licee și în universități, nu de toleranță. Oamenii ăștia n-au nevoie de bătăi pe umăr și au nevoie de respect pentru ceea ce sunt, ce fac și nu pot fi judecați pentru o criză de două minute care apare de două ori pe an. Nu-i normal, nu-i firesc. Am văzut lucruri nedrepte când copiii la școală au fost mutați, practic, de educatoare, învățătoare sau diriginte care s-a lamentat că deranjează clasa și copiii cu un QI absolut normal au fost mutați în altă clasă să nu deranjeze, nu facem valuri aici. Și am văzut mămici care au fost mai bătăioase și au zis, nu mi-l mut. Mai dar... stabile în sentimentele lor, cum spuneți dumneavoastră. Dacă n-a fost stăpână pe sentimentele ei, a trebuit să mute copilul. Ceea dar ce ne lipsește, domnule doctor? Ne lipsește empatia? Ne lipsește informația aia adevărată? Asta clar. Toată informația. Și epilepsia are un chip, are un nume, are o față, are... Nu ne pasă de epilepsie până când cineva vedem din familie, cineva nu? Din familie sau propria persoană, atunci devenim extrem de sensibili și ne interesează. Și vedem că lucrurile devin cu chip, față, nume și deja devenim mai sensibili. Nu-i normal. Ei trăiesc între noi. Deci 2% prevalența generală în România, nu mai știu ce populație avem, dar când erau 20 de milioane, închipuiți-vă 400.000 de persoane și familiile lor. Și familie. Asta tot spun. Permanent. Oameni minunați, oameni, vă spun, cu pregătire intelectuală, cu rezultate minunate. Da, vreau să vă mai întreb dacă componenta genetică este foarte importantă, cum de altfel mi-ați spus, în momentul în care aștepți un copil, da, știi că cineva poate, o mătușă sau un nepot din partea tatălui
a avut și are această boală, cum ar trebui sau ce ar trebui să faci ca viitoare mamă? Cum ar trebui să te pregătești? Exact. Există risc calculat. Există. Da? Și da. Ți-l asum sau nu ți-l asum? În calcul. Exact, fără discuții. Terapie genică nu avem în acest moment. Se bate monedă foarte mult pe formele genetice, deci se diagnostichează, știm după ce copilul evident e născut și adolescent își vede de viața lui, știm medicamentele cele mai potrivite pentru forma aceea, dar încă nu există un vaccin împotriva epilepsiei. Din păcate, la medicație, iarăși, toate medicamentele sunt în sensul prevenției apariției noilor crize și se adresează neuronului. Eu cred cu tărie că celulele gliale, care sunt mult mai multe în creier decât neuronii, au un rol important și asta știu și de la mentorul meu, de profesorul Amzica din Montreal, care a făcut studii pe celulele gliale nemaipomenite, au un rol mult mai important decât știm în acest moment și cred că medicamente care să se adreseze celulelor gliale vor aduce mare speranță în epilepsie. Dar să revenim. O viitoare mamă, ce ar trebui să știe, ce ar trebui să facă, să fie atentă, pentru că am văzut, m-am uitat și am văzut crize ale unor bebeluși. Erau deja diagnosticați cu epilepsie. Bebeluși, adică nou născut. Orice semn. Mama are și senzorii speciali. Instinctul, e adevărat. A bătut întotdeauna mulți medici. Și nasul de mamă simte. Dacă o mămică observă la puiul ei semne și simptome, simptomele nu le poate, că se simte copilul, dar semne motorii, tulburări de somn, tulburări de comportament, aceste lucruri nu trebuie ascunse. Deci trebuie comunicat imediat medicului, dacă se poate, neurolog, pediatru, filmate, face un mare bine. Deci dacă vede deviații de ochi, de guriță, de chip, de tremur, de convulsii, să filmeze aceste episoade. Știu că e dur, pui o mamă să-și filmeze copilul când... Dar e cel mai mare cadou pe care îl poate face medicului să arate precis cum arată aceste manifestări. Ce se întâmplă exact. Pentru un medic, dacă e educat, se orientează și își dă seama că e un fenomen paroxistic, se spun, sau convulsivant și intră imediat pe investigații, înseamnă electroencefalografie, investigații imagistice, probe de ficat, rinichi, tiroidă și îl pune pe șine. Deci cu cât diagnosticul e mai rapid, cu atât șansa de vindecare sau de control e mai mare. Amânarea un an jumate, 2 ani este în defavoarea pacienților. Știu că sunt amânări foarte mari, foarte lungi, de ani de zile, unii și alții se căsătoresc și ajung să fie aduși la doctor de către soție. Serios, adică se întâmplă și așa? Nu este rar. Oameni cu epilepsie care au ascuns acest diagnostic și care ajung târziu la medic, care evident, fiind târziu, sunt refractare la tratament, adică orice medicament în doze mari nu-și mai face treaba. Epilepsia, ce spun manualele de neurologie, trebuie să faci orice să nu se repete crizele. Crizele aduc alte crize. Am înțeles. Pentru că se bătătoresc niște cărări, niște circuite în creier care vor fi folosite tot mai ușor la următoarele crize. Și atunci trebuie început tratamentul cât mai rapid. Și acești oameni trebuie monitorizați după ce se începe un tratament. Ce medicamente, ce doze, ce cocktailuri de medicamente, contează foarte mult cum arată electroencefalografia, de aceea rețeaua de telemedicină oferă șansa asta și doi, jurnalul de crize. Persoanele cu epilepsie știu, își notează pe o agendă ziua, ora, dacă este un factor declanșator și ce a simțit. Nu doar criza tonico-clonică generalizată, ci inclusiv semnele și simptomele pe care le are premonitor în aură. Și e o valută nemaipomenită în relația cu medicul, pentru că arată medicului, uite, asta am simțit. Dacă crizele sunt mai rare sau dispar, ăla e un doctor bun și are o viață normală. Dacă crizele sunt mai dese, înseamnă că ceva nu e în regulă. Fie medicația nu e grozavă, fie dozele nu sunt grozave. Deci primul an, primii 2 ani după diagnostic sunt vital dependente de lucrurile astea. Spuneați mai devreme că frica cea mai mare a celui care suferă criza de epilepsie este cea să nu se întâmple în public. Dar frica cea mai mare a doctorului epileptolog, care este a dumneavoastră? Să fie refractar la tratament și doi, să nu se lovească. O fractură, o luxație, o pierdere a stării de conștiență în situații expunere la risc. Oameni care au avut crize în timpul lucrului și era suflător în sticlă la fabrica de sticlă Turda și care a căzut cu mâinile într-un vas cu sticlă topită, n-a simțit nimic atunci. Problema a fost după ce și-a revenit din criză, adică
situații amenințătoare de viață în care îți dai seama cât ești de mic și și îți faci reproșuri. Trebuia să fii acolo, nu trebuia să, trebuia să dau doze mai mari sau trebuia să faci orice să-l scoți din situația aceea la risc. Și doi, să vezi că dai greș, am dat greș ca orice altcineva, fie nu a răspuns la medicația aceea, fie a crescut frecvența crizelor, există și situații neplăcute, paradoxale, când un medicament care ar trebui să controleze crizele generează de fapt crize mai multe. Și să nu fii pe lângă diagnostic, asta e... Da. Am primit CV-uri de la medici tineri din țară, nu ne-a interesat că sunt de la stat sau în privat, pentru că important a fost accesul. Am încercat la stat, nu cu mare succes, și au venit oameni din structuri, policlinici private, care au spus, vreau să fac treaba asta, vreau să merg la școală, vreau să merg la cursuri, vreau să fiu în orașul meu, în cetatea mea, să pun și eu umărul la treaba asta. Și oferă, practic, accesul la diagnostic și monitorizare în timp, ceea ce e extrem de important. Acum trebuie să profităm cât mai mult de prezența dumneavoastră și să vă întreb, pentru că sunteți neurolog, da, cum să avem grijă de creier, domnule doctor? Că nu prea facem asta. E undeva la etajul superior, adică știți și... Este cea mai complexă structură din univers. Ce pot să spun așa simplu, să nu virez spre partea medicală? Pierdem neuroni în fiecare zi. Deci, fără să vrem, da, ce veste teribilă, domnule doctor. Adică și în momentul ăsta în care stau cu dumneavoastră de vorbă, e posibil să-mi pierd un neuron sau mai mulți? Pierdem neuron. Dar nu e de îngrijorat, pentru că numărul de neuroni e același. Deci la naștere, aproximativ 100 de miliarde de neuroni sunt în creier, de la cel mai inteligent la cel mai prăpădit, să spun. Așa. Inteligența unui om e dată de numărul de sinapse. Deci câte legături sunt între neuroni. Și cum spuneam și recomandarea pentru fiul dumneavoastră, matematica, 4 ore de, da, 4 ore de matematică generează o sinapsă, 8 ore, 2 sinapse. O să-i spun asta. Da, se fac greu sinapsele. Sunt activități care generează mai rapid sau altele mai... Da. Muzica, iarăși, e mare generator de sinapse. Nu oricare muzică, nu am înțeles. Dar nu lenevitul și ascultatul muzicii, ci play the instrument, adică să faci un instrument. Exact. Da. Și pierdem neuroni în fiecare zi. În funcție de modul de viață pe care îl avem, putem pierde puțin, deci dacă dormi, te odihnești, te hidratezi, pierzi 5.000 de neuroni pe zi, dau un exemplu. Dacă nu dormi, te droghezi, fumezi ca un smintit, te dai cu capul de pereții discotecilor și bei alcool și fumezi și cafea așa, pierzi 50.000 de neuroni. De aia dăm în mintea copiilor, pe măsură ce îmbătrânim, de aceea dăm în mintea copiilor. Și alcoolul care este criminalul numărul unu. La anumite doze, deci dacă sari pragul, da, alcoolul până la o anumită doză, poate fi considerat un aliat și sunt afecțiuni în care chiar e binevenit un pic de vasodilatator, să spun. Dar nu e o contraindicație absolută. Da, înțeles asta, da. Ca în viață. Excesul, echilibru, da. Exact, echilibru. Deci ține mult de ce faci cu viața ta. Somnul, odihna activă. Mișcarea, evident, că e generator de endorfine și un regim de viață echilibrat. Să nu derapăm, să nu ne smintim cu treaba asta. Asta așa, grosier să-i spun. Da, dumneavoastră cum aveți grijă de Nu sunt foarte fericit, că sunt într-o perioadă în care muncesc un pic cam mult după gustul meu și am scăpat niște lucruri, să spun, din control. Promit că e doar o etapă și că o să mă împuteresc cumva după ce ies din asta. Nu, simt că nu mă pot opri acum, după proiectul ăsta lansat la apă de rețea de telemedicină, în care atât de mulți oameni, în primul rând cei din cluburile Lions 2, Orchestra Mondială a Medicilor care vă a venit rog, pentru vreau asta. Vreau să-mi spuneți două vorbe despre Orchestra Mondială a Medicilor. Așa niște oameni frumoși și la trup și la suflet și așa. Eu nu știam mare lucru, poate de voluntariat, sau știam din cluburile Lions că în Cluj așa. Acolo era. Am văzut oameni care își dedică timp și energie pentru cauze. Orchestra Mondială, 3 minute vreau să discut. World Doctors Orchestra înseamnă 1000 de medici pe 5 continente. Și oamenii au o pasiune care îi unește, muzica. Managementul e germanic, dirijorul este în Berlin, Stefan Willich, senzațional cardiolog. Și țin 2 concerte caritabile pe an, primăvara și toamna, pentru cauze nobile. Ei vin foarte important. Pe timpul lor, pe banii lor, fac aceste deplasări. Organizatorii locali asigură doar, să spun, pauzele acelea și sălile de repetiții și bună organizare. Și... În 2013, împreună cu o echipă din Clubul Lions, am făcut o vizită în Bonn și am invitat acești oameni. Au venit în 2016 pentru un turneu caritabil Cluj-Brașov-București
toți banii pe care am strâns. Câți atunci. Câți bani ați strâns atunci? Cu suficient pentru a cumpăra 4 aparate video EG performante și un server puternic. 120.000 de euro, cred, mulți bani pentru, da, pentru un efort, să spun așa, punctiform. Da? Efortul a avut în spate 3 ani de lucru. Și profesorul Florin, am zis că a fost ambasadorul și garantul, mentorul dumneavoastră, mentorul care meu, este profesor, în Montreal, doctor în Montreal, da, și Orchestra Mondială a Medicilor merge doar în țările în care există membrii din țara respectivă. În momentul acela România nu avea niciun membru în VDO, avea 4 cetățeni de origine română, dar care trăiau în alte țări. Și el practic a girat și a spus, măi, în România se pot întâmpla lucruri bune. Și a fost practic garantul. Au venit oamenii ăștia, a fost turneul în care am învățat ce înseamnă, cum purta oamenii aia haina modestiei pe ei ca pe o... Mari profesori de medicină mondială, ca să zic așa. Adică la nivel mondial. Da. Eu am aflat după aceea, când am văzut lista, că erau chief surgeon în New York, cu șeful neurochirurgiei din Tokyo, cu șeful ortopediei din Sydney sau cu gastroenterolog în Zurich, oameni de o simplitate a comportamentului și de oameni extrem de valoroși. Și ei au practic, asta a fost cânteia care a pornit mecanismul. Greu a fost cu oamenii după aia. Deci dacă mă întrebați cea mai mare provocare, componentă umană. Nu suntem ca popor, nu știu, ne văităm prea mult. Suntem un popor de văitători și de plângăcioși și punem lista de motive pentru care nu se poate face. Asta nu e în rezonanță cu mine. Și nu suntem dispuși să facem, nu știu, hai să facem ce ține de noi întâi și după ce vom fi făcut tot ce ține de noi, după aia să ne plângem, să ne miorlăim că nu, că guvernul, că nu, domnule, nu are legătură cu guvernul. Cum îți faci tu în casa ta, în curtea ta, nu are nicio legătură cu... Să fie pace, da? Să nu fie război, ca ei, să fii sănătos. Nu te oprește nimeni să-ți organizezi în curtea ta stratul din care să mănânci tu și familia ta. Dar poți chiar muta și munții din loc, nu? Dacă se întâlnesc cu oameni, cu voința aceeași. Nu? 4 într-o mie, dacă se întâlnesc. Sunt revoluții în istorie care au fost generate de un nucleu dur. Într-o mie de oameni, 4, dacă cred în ceva, sunt în stare să mute munții. Deci e bine că sunteți dumneavoastră și mai aveți încă 3. Nu, mai sunt. Pe lângă mine mai sunt oameni entuziași care cred în treaba asta și încercăm să depășim. Dar nu v-ați gândit să vă apucați să învățați chiar și un instrument ca să puteți intra în orchestră? E târziu. Eu nu cred că spuneți asta. Sunt un mare fan al Orchestrei Mondiale a Medicilor. Ați încercat măcar? Da, la 6 ani, 7 ani și nu mi-a plăcut. Nu s-a lipit? Nu. Am încercat pian, a fost o întâlnire. Și nici acum, iată, când știți atât de multe lucruri despre creier și ce bine i-ar face acest lucru, nu? Creierului să înveți un instrument, să cânți, să... De aceea mi-am încurajat amândoi copiii să facă muzică și fac amândoi copiii muzică și canto și instrument. Minunat! Da. Măcar beneficiați de asta, nu? Da. Când fica, nu? Da. Aveți o fată și un băiat? Da. Deci când fica cântă, nu? Sau fiul, atunci... Mă simt cumva proiectat în treaba asta și îmi place și încurajez. Și încurajez copiii, trebuie să facă sport, trebuie să facă muzică și trebuie să fie... Mai avem foarte multe lucruri, domnule doctor, de povestit. Aș fi vrut să mai îmi spuneți câte ceva dacă există vreo legătură între depresie și epilepsie. Da, există, pentru că persoanele cu epilepsie, e dovedit în studii, au neșansa de a face depresie mult mai practic 36, sper să nu greșesc, ultimul studiu pe care l-am văzut, societatea daneză, cu registrul național danez, lucru pe care noi nu-l avem și pentru care oftez tare, a făcut studii clare, 36% din persoanele cu epilepsie virează către o depresie mai ușoară sau mai profundă. Ele virează în momentul în care sunt diagnosticate, adică cele care suferă, dar zic, dacă suferi înainte... Nu după aceea, neapărat. Depresia în timpul vieții persoanelor cu epilepsie. Deci nu doar la... Atunci e un moment critic. Deci momentul diagnosticului, clar, cade ca un trăsnet. Deci văd din păcate. Și tu, oamenii și medicii neurologi știu treaba asta, că au văzut. Se plânge mult când dai diagnostic de epilepsie, pentru că persoanele se pare că se termină viața. Nu se termină. Adică pot intra pe niște șine și pot intra pe o schemă de tratament care să le facă viața bună și să aibă viața normală. Există studii care arată că nutriția e foarte importantă pentru... Persoanele cu epilepsie știu nesomnul, cel mai mare declanșator de crize. Lipsa somnului. Poți lua orice medicament în orice doză. Și hrana?
evident, pasul 2, ce mănânci? Nu, pasul 2 este întreruperea tratamentului, iertați-mă. Deci, când intri pe un tratament, nu ai voie să-l întrerup, pentru că e al doilea factor declanșator de crize. Da. 3, evident, regim igienodietetic, ce mănânci, ce bei și cum te porți în viața asta. Nu? Sunt substanțe, toxice, să spun, care înclină balanța pro-epileptogen și trebuie să te ferești de ele, de la cafea, alcool, ciocolată, cacao, nu știu, efedrinele activatoare pe sistem nervos, toate medicamentele acelea pentru nas de sezon, de viroze, trebuie evitate. Ei știu lucrurile astea. Domnule doctor, am ajuns aproape de final. Așa de repede trece timpul. Sunt vise care vi s-au împlinit. Le-ați avut de mult și iată că au devenit realitate. E adevărat, nu? Nu puteți să spuneți asta, nu? Că vi s-au împlinit niște vise. Care mai sunt? Ce vise mai aveți? Ce mai vreți să faceți? Am în gând un centru de sprijin psihologic al copiilor și al adolescenților care află că au epilepsie și al părinților care află acest diagnostic pentru copiilor. Pentru că e un moment dificil, delicat și oamenii nu au unde să sune, cu cine să vorbească sau pe ce direcție să apuce și acolo hazardul îi poate duce într-o parte sau alta. Dacă mă întrebați pe mine ce aș face după ce, să zic, bărcuța asta plutește și care trebuie dezvoltată, fără discuție. Deci în viziunea mea, n-am să știu niciodată dacă ești vizionar sau visător. Fiecare oraș de 100.000 de locuitori ar trebui să aibă un centru de epilepsie și monitorizare rege, dar valoarea acestei rețele ar fi mult mai mare dacă ar exista un număr de telefon sau o platformă online, offline, un blog în care să fie o sursă de informare corectă și decentă și controlată, să spun, medical, deci nu la întâmplare, și aceste persoane să aibă unde să-și împărtășească experiența și cu psihologi, psihoterapeuți să pot sprijini momentul ăla, câteva luni până într-un an. Asta am pus-o ca și wishlist alături de rețeaua de telemedicină. Practic e un apendice normal, o dezvoltare necesar. Normal. Asta avem în cap și nu ne lăsăm, că lucrăm la asta. Am găsit în Cluj oameni, am găsit în țară oameni care își doresc să-și ofere timp și să pună oameni competenți, psihologi și neurologi și rezidenți și specialiști în treaba asta, care ar face și ar da timp, practic. Nu, nici nu e așa de greu tehnic să ofer timp. Eu vreau să răspund la telefon 2 ore, dumneavoastră răspundeți 2 ore, colegul răspunde alte 3 ore și în funcție de calendarul ăsta, un apel telefonic poate fi deviat către cineva competent care să facă treaba. Minunat, domnule doctor, mă bucur că ați venit aici. Vă mulțumesc de șansă. Ne-ați adus vești bune, așa cum spuneam, să înlăturăm neputința, nu? Și să nu ne mai plângem. Durerea. Și să nu ne mai plângem. Băicăreala. Exact. Nu? Exact. Și să punem accent pe speranță, pe optimism, pe hai să trecem la treabă, să facem lucruri. Să ne respectăm un pic mai mult. Eu cred că aici e o cheie. Noi, ca neam, trebuie să ne respectăm mai mult și să avem încredere mai mare. Ne plângem, ne văităm. Rețineți asta, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbătă și duminica de la ora 14, de A Viața Ascunsele. Toate cele bune!